doamnelor. Ladies and gentlemen. Asistență. Excelență, domnule ambasador, stimată doamnă vicepreședinte a Comisiei Parlamentare, stimată doamnă ministru, stimate domnule director Buntea, stimate domnule secretar de stat, vă salut în numele Camerei de Comerț și Industrie Republicii Moldova, la masa rotundă Economie Verde fabricat în Moldova. Un generic foarte frumos, care ne reunește la cea de-a șaptea ediție. Prima ediție a avut loc în 2016, tot în cadrul expoziției fabricat în Moldova, și mă bucur să ne revedem deja față în față, nu în regim online, cum a fost anul trecut, ceea ce denotă un interes sporit din partea dumneavoastră, dar și a autorităților publice centrale și a partenerilor noștri. Anii de pandemie, dar și criza legată cu războiul din Ucraina, care a dus în consecință și criza energetică, pune în față subiectele de domeniu pe care le discutăm noi astăzi la un nivel mult, mult mai înalt. Și interesul pe care îl manifestă autoritățile publice centrale este unul sporit, pentru că, datorită acestui interes, se răsfrânge și asupra mediului de afaceri, asupra companiilor care sunt inclusiv la expoziția fabricat în Moldova. Vreau să mulțumesc partenerilor noștri care susțin acest eveniment. Este vorba despre Comisia Europeană prin intermediul programului EU for Environment, care ajută Republica Moldova să implementeze programele din domeniu, care ne va permite să preluăm și să implementăm Pactul Verde European. Vreau să mulțumesc autorităților publice centrale și am în vedere aici Parlamentul Republicii Moldova, în speță doamna Ina Cheșeru, care cunoaște acest domeniu nu din auzită, dar din practică, care coordonează acest domeniu în cadrul Parlamentului Republicii Moldova, și vreau să o rog pe dumneavoastră să vină cu un cuvânt de salut față de cei care sunt aici în sală, peste 60 de reprezentanți ai mediului de afaceri, dar și cei care ne privesc în direct. Stimată, și vă rog mult să veniți cu mesaj. Bună dimineața, stimați participanți la atelierul de astăzi. Mă bucur să vă salut din partea Parlamentului Republicii Moldova, din partea Comisiei Mediu. Fără dezvoltare regională deja, ieri am schimbat denumirea comisiei, doar că ea nu a devenit mai puțin importantă, pentru că înțelegem cu toții cât de comprehensive sunt aspectele legate de mediu și cât de important este capitolul 16 privind protecția mediului, 17 schimbările climatice și celelalte capitole care se referă la sectorul economic și care toate conțin prevederi și angajamente din partea Republicii Moldova pe partea de mediu. În anul trecut, Republica Moldova a devenit țară candidat a Uniunii Europene. Și anul 2022 a schimbat cursul istoriei țării noastre și de acum încolo angajamentele pe care le avem au obținut un alt statut. Dacă până acum noi cu toții ne dăm seama că agenda de mediu și problemele legate de mediu nu erau prioritare și deseori erau neglijate și din această cauză avem foarte mult de făcut în acest domeniu. Dar din 2022, de când am cerut și am obținut statut de țară candidat, aceste lucruri deja nu vor mai rămâne pe hârtie, dar trebuie să fie implementate de toți cetățenii Republicii Moldova. Și bineînțeles că dialogul pe care noi trebuie să-l avem pe partea de mediu, el trebuie să aibă loc nu doar în acest format, dar trebuie să avem de partea mediului toți cetățenii țării noastre, pentru că calitatea mediului ține de fiecare și fiecare persoană din țara noastră vrea să aibă un mediu sigur pentru trai și cu riscuri diminuate asupra sănătății noastre. Din această cauză, eu salut evenimentul de astăzi, este unul foarte important și cred că de acum încolo o să avem mai multe discuții, nu
Ne întâlnim în 2016 și după care în 2023, dar o să avem discuții permanente și cu sectorul de afaceri și cu celelalte părți interesate care trebuie să se implice în protecția mediului și să producem schimbări. Anul trecut, Parlamentul Republicii Moldova a votat legi foarte importante și vreau să spun că ne mișcăm foarte repede împreună cu Ministerul Mediului, care a livrat aceste proiecte de legi și le-a adus în Parlamentul Republicii Moldova. Vreau să mă refer în special la legea emisiilor industriale, care ține și de sectorul economic, la legea aerului. Aceste legi sunt legi noi, conform acordului de asociere, apropiate la cadrul normativ al Uniunii Europene. Vin cu instrumente noi, sunt foarte complexe, dar anume ele, fiind implementate în Republica Moldova, vor schimba țara noastră la față și vor aduce acest mediu sigur despre care am vorbit pentru cetățenii noștri. Este foarte mult de făcut, este foarte complicat. Noi înțelegem care este situația, unde ne aflăm. Cazul Giurgiulești cred că ne-a demonstrat nouă tuturor că agenții economici nu tot timpul respectă cadrul normativ în domeniul mediului și din această cauză am și avut acea situație, dar din ea inclusiv învățăm și din ea inclusiv tragem concluzii pe modificarea și îmbunătățirea cadrului normativ. Deci, aceste mesaje au fost aduse inclusiv și de Comisarul Uniunii Europene pe mediu, domnul Sinkevicius, care a vizitat Republica Moldova anul trecut și ne-am bucurat foarte mult de prezența lui, pentru că a fost unul dintre puținii comisari care a vizitat Republica Moldova, dar a pus accentele pe mediu și din tot dialogul pe care îl avem cu Uniunea Europeană, înțelegem că niciun capitol nu este mai prioritar decât altul, dar toate capitolele, inclusiv capitolul privind protecția mediului și toate angajamentele pe care le avem pe mediu sunt prioritare. Și de acum încolo trebuie să livrăm, de acum încolo trebuie să prezentăm rezultate Uniunii Europene și legislația de mediu despre care am menționat și va menționa și doamna ministru, pentru că sunt și alte proiecte de legi pe care le așteptăm de la Ministerul Mediului și pe care le vom vota în Parlamentul Republicii Moldova. Va trebui să le implementăm și să le arătăm cetățenilor noștri diferența. Un program foarte important pe care aș vrea să-l menționez pe final este programul Uniunii Europene LIFE, programul de finanțare la care noi am aderat ca și țară candidat. Deși până acum nu puteam să aplicăm la acest program, este unicul program al Uniunii Europene pe mediu și vizează inclusiv și sectorul economic, deci putem să aplicăm și cu proiecte de economie verde la acest program și este un program cu finanțări substanțiale, deci începând cu anul ăsta putem deja aplica. Este negociat în condiții foarte avantajoase pentru Republica Moldova și vreau să îndemn inclusiv reprezentanții sectorului economic să ne gândim la proiecte bune, proiecte de gestionare a deșeurilor, proiecte de creare a infrastructurii, de gestionare a apelor uzate, tehnologii verzi în procesul de producere și altele, proiecte de diminuare a efectelor schimbărilor climatice. Toate astea pot fi înaintate ca și idei de proiecte la acest program. Deci anul ăsta este primul an. Înțeleg că nu am avut experiență până acum, am aplicat la alte proiecte a Uniunii Europene și ne dăm seama cu toții cât de complicat este acest lucru și că trebuie să fim foarte bine organizați și să avem idei bune ca să putem să fim competitivi.
în rândul țărilor Uniunii Europene, care toate participă la acest program cu idei de proiecte. Și vreau să vă îndemn, așa cum am spus, să ne întâlnim des, să discutăm aceste proiecte, să înverzim sectorul economic și să contribuim la implementarea acelor legi pe care le-am menționat și pe care le va menționa și doamna ministru, și să ne asigurăm că acele instituții care sunt subordonate Ministerului Mediului. Mă refer la Agenția de Mediu, care implementează politici de mediu, care monitorizează calitatea mediului în Republica Moldova, care autorizează activitățile economice pe partea de mediu, dar și Inspectoratul Protecția Mediului, care are rolul de a controla respectarea legislației de mediu, vor avea mai puțin de lucru și noi cu toții împreună vom contribui la respectarea cadrului normativ și la îmbunătățirea mediului în Republica Moldova. Deci ăsta este mesajul meu. Înțeleg că suntem încă departe de toate aceste lucruri, dar îmi dau seama că deschiderea tuturor este una foarte mare și mă bucur că agenda de mediu a crescut în prioritate și noi înțelegem cu toții lucrul ăsta și nu avem o altă cale decât să ne mobilizăm și să începem să o implementăm. Eu ne doresc nouă tuturor succese și sper să ne revedem permanent și foarte des pentru a discuta aceste proiecte. Vă mulțumesc! Mulțumim mult, doamna Coșeru, pentru mesajul clar și focusat. Votarea în Parlament acestui program LIFE, care ați menționat dumneavoastră, dar și vizita comisarului european, într-adevăr, dă un imbold, un catalizator pentru a investi în domeniul respectiv, dar și a trezi o atenție deosebită a mediului de afaceri. Sperăm noi ca să avem un program dedicat deja după votarea acestui, un program de implementare clar, care să fie delimitarea responsabilităților între autoritățile publice, dar și mediul de afacere, deoarece iau nevoie de clarități, iar legea și actele normative ulterioare hotărârii de guvern vor da aceste clarități. De aceea și vreau să trec la următorul vorbitor, la doamna ministru, care va vorbi despre cele inițiative cu care va veni ministerul în contextul programului votat și nu numai. Doamna ministru, vă oferim cuvântul dumneavoastră. Vă supărați? Mersi foarte mult, bună ziua tuturor, excelență domnul ambasador, mult stimată doamna vicepreședinte a Comisiei Parlamentare, domnii secretari de stat și domnul director a Organizației pentru Dezvoltarea Afacerii. Eu mă bucur foarte mult că avem astăzi posibilitatea să ne întâlnim și să discutăm la această a șaptea reuniune a mesei rotunde dedicate economiei verzi și fabricate în Moldova. Eu cred că sunt dintre categoria persoanelor care s-au implicat în organizarea și participarea la acest eveniment, chiar de la ideea acesteia, încă acum 10 ani, când abia lansam ideea de economie verde, când foarte mulți nu înțelegeau ce înseamnă principiile economiei verzi. Dar iată, pe parcurs noi am făcut față. Și vreau să zic că am făcut față nu numai prin a promova principiile economiei verzi, trecerea treptată spre o economie circulară, dar totodată avem și un număr tot mai mare de adepți, un număr tot mai mare de agenți economici care și-au trasat linia de activitate bazată pe principiile verzi, nu numai din punct de vedere a unui prestigiu sau ridicarea unui nume mai sonor, că suntem eco sau suntem aliniați abordărilor verzi, dar înțelegând care este perspectiva internă de dezvoltare a activității economice, dar totodată și contribuirea la bunăstarea societății și bunăstarea mediului. Eu mă bucur foarte mult că noi am făcut față acelor crize cu care ne-am cioctit parcursul anului 2022, acelor suprapuneri de crize
Și chiar dacă a fost complicat, noi mergem înainte și avem aceleași înțelegeri de ce trebuie să îmbunătățim calitatea mediului, care este aportul fiecăruia în îmbunătățirea calității mediului și cum putem să ne solidarizăm pentru a avea un viitor mai curat și mai pentru o dezvoltare mai bună. Trebuie, în realitate, să recunoaștem că domeniul mediului, așa cum a menționat și doamna vicepreședinte, a fost pe parcursul anilor unul de lăsat. Avem replici și nemulțumiri permanent în adresa faptului că multe lucruri nu se reușesc a fi făcute. Noi, pe parcursul anului 2022, am lucrat mai mult în calitate de pompieri pentru a rezolva unele întrebări și pentru a soluționa cazurile, fie într-un caz individual, fie în cazuri de grup. Vreau să zic că eu personal sunt foarte bucuroasă că noi am reușit în anul 22 să stabilim parteneriate și dialog constructiv cu foarte multe asociații de business. Noi am progresat în a ne auzi și a înțelege problema reciproc. Noi am avansat în ceea ce ține a identifica calea comună pentru a soluționa acele probleme care au fost acumulate pe parcursul anilor, fie că unele acte normative nu au fost duse până la capăt, fie că unele acte au fost fragmentate, mărunțite din cauza că au fost interesele cuiva de a se implica în frământările date, fie că din cauza că unele abordări au fost uitate și nu au fost reglementate. Acum avem mai multe grupuri de lucru, chiar se lucrează foarte intensiv pe ceea ce ține reglementările în domeniul gestionării apelor uzate. Se lucrează foarte mult pe domeniul ce ține de taxele de mediu, inclusiv toate aspectele care țin de crearea impedimentelor la activitățile economice. Astăzi chiar am avut o discuție foarte fructuoasă și sper eu care va fi și cu rezultat rapid, ceea ce ține susținerea activităților în domeniul producției, procesării cărnii și activitățile care sunt legate de securitatea alimentară. Sunt rezultate care noi putem să zicem că dialogul nostru este unul bazat pe încredere și bazat pe orientat spre rezultate. Noi continuăm și în anul 2023 să fim la fel de productivi în ceea ce ține promovarea actelor normative. Așa cum a zis și doamna vicepreședinte, noi am reușit în anul 2022 să aducem în Parlament legi foarte puternice, legi foarte complicate și legi care în esență vor schimba abordarea în administrarea activităților economice în vederea asigurării calității mediului. Aici vin cu un îndemn către agenții economici că chiar dacă legea intră în vigoare în anul 2024, mă refer la legea emisiei industriale și legea privind calitatea aerului, perioada aceasta de 2 ani este anume dedicată pentru că agenții economici să reușească să se pregătească. La fel vreau să menționez că noi suntem la momentul când promovăm câteva acte de nivel de politici, programe de politici. Și aici mă refer la programul care ține de promovarea economiei verzi. Va fi al doilea program. Program care va stabili care sunt etapele, pașii care trebuie să îi realizăm în vederea asigurării acestei treceri. Și mai mult ca atât, noi ne orientăm ca această trecere să fie cu suportul financiar, nu numai a donatorilor și partenerilor de dezvoltare, dar inclusiv să vină și cu suport din partea statului. Și aici vreau să aduc mulțumiri Organizației de Dezvoltare a Antreprenoriatului pentru faptul că ei au lansat acele programe în susținerea agenților economici care sunt dedicați și sunt interesați să treacă la o economie verde și circulară. Sunt interesați să-și dezvolte echipamentele, să-și îmbunătățească echipamentele prin activități de inovare și retehnologizare.
La fel, noi acum suntem în proces de promovare, mai drept spus, a programului de adaptare la schimbări climatice. Și acest program este focusat pe 6 componente de bază: agricultură, păduri, silvicultură, transport, energetic, sănătate și domeniul apelor. Deci toți cei care se regăsesc în aceste compartimente de activitate economică își vor găsi și variante, modele de măsuri care pot fi folosite pentru a trece mai ușor la aceste etape de adaptare la schimbări climatice. Mai mult ca atât, documentul de politică este orientat nu numai la viziuni strategice globale de nivel de țară, dar inclusiv la activități de nivel agent economic, autoritate publică locală, ceea ce nu a fost regăsit până la momentul de față. La fel, suntem în proces de definitivare a programului de dezvoltare bazat pe reducerea emisiilor, care la fel vine cu programe de suport în adresa agenților economici care își dedică activitatea sau își pot planifica resurse financiare, planuri de activități, planuri de aliniere în vederea reducerilor emisiilor, fie că cu gaze cu efect de seră, fie că dioxidului de carbon. Deci noi suntem în proces deja de a prezenta aceste documente în guvern pentru a fi aprobate și ne planificăm aprobarea acestora până la mijlocul anului 2023. Acum, știind că suntem într-o criză foarte mare economică și din cauza crizelor economice, din cauza sărăciei în Republica Moldova, s-au admis importurile de automobile care au o vârstă destul de mare de exploatare, noi ne-am asumat un angajament extra planului de activitate ca să elaborăm și un program pentru a diminua emisiile de la autovehicule și să venim cu programe inclusiv punctuale în ceea ce ține cum reducem aceste emisii, cum contribuim și cum facilităm în vederea asigurării unui aer curat în Republica Moldova. Deci ambițiile noastre în realitate sunt foarte mari și sperăm că noi vom avea atât susținerea pe plan politic, cât inclusiv și colegii din guvern, fiindcă vă dați seama, de regulă Ministerul Mediului este apărătorul naturii și mediului, de regulă trebuie să ne opunem la foarte multe inițiative, dar de fiecare dată suntem în identificarea soluțiilor pentru a găsi echilibru între dezvoltarea economică a țării și asigurarea unui mediu sănătos pentru cetățenii Republicii Moldova. Eu mă bucur foarte mult că deschiderea noastră și oferirea acestei mâini de parteneriat cu agenții economici are o deschidere reciprocă și eu sunt sigură că noi vom găsi acele căi de comunicare și vom continua ca să aducem posibilități pentru înverzirea activităților economice și asigurarea unui mediu sănătos. Pe final vreau să menționez despre acel program LIFE. În realitate, noi îndemnăm agenții economici, fie individual, fie în parteneriat, fie în asociere, să se documenteze, să se implice în acest program și să depună formularele de aplicare. Din partea noastră va fi și o campanie de informare. Și al doilea moment care vreau să-l menționez este faptul că noi am reușit să reorganizăm Fondul pentru protecția mediului. Acesta își va începe în curând activitățile. Acum suntem în lansarea concursului pentru reprezentanții sectorului asociativ ca să fie membri a Consiliului de Administrare și odată cum finisăm acest exercițiu, vom avea și toate procedurile deja puse în discuții spre aprobare. Sunt niște pași care noi facem foarte încrezuți. Da, uneori ei par mai mici decât așteptările pe care și dumneavoastră și noi le avem, dar viziunea noastră este că în anul 2023 să ne gândim la viitorul Republicii Moldova, să lucrăm pentru viitorul Republicii Moldova. Noi vrem deja să vizualizăm cum ar arăta Republica Moldova în anul 2030 și de aceea toate programele noastre sunt orientate către anul 2030 și să reducem acel efort
care noi l-am avut în anul 2023 în vederea soluționării întrebărilor în calitate de pompieri. Eu vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să fiți și dumneavoastră implicați și cât este posibil de mult să avem un dialog deschis și constructiv. Succes nouă tuturora! Mersi! Da, vă mulțumim, stimată doamnă ministru Iordanu. Într-adevăr, vreau să confirm că în ultima perioadă dialogul public-privat cu instituția pe care dumneavoastră o conduceți să cunoaște o înviorare de la nord la sud, foarte multe activități și discuții care avem pe subiectele date. La fel, se vede o intensificare a propunerilor care vin din partea dumneavoastră și vreau să vă asigur de deschiderea mediului de afaceri pentru aceste discuții. Doar ce au de câștigat toți împreună, societatea Republicii Moldova. Nu este un proiect finanțat de către Banca Mondială sau Comisia Europeană să nu aibă capitolul mediu. Deci nu se votează în Parlament până acest capitol, în acordul de finanțare, nu este bine stipulat sau în manualul operațional al proiectului care să fie. Ceea ce este o abordare din punctul nostru de vedere foarte corect. Și la fel ca și proiectul finanțat de către Uniunea Europeană care susține evenimentul de astăzi, EU for Environment, Economia Verde, în parteneriatul ESTIC, suportul care îl acordă donatorii și cei care cunosc mai bine câteodată ca noi ce este Economia Verde, este foarte important. Nu în zădar, alături de noi astăzi este și excelența sa, domnul ambasador, a delegației Uniunii Europene, Yanis Mazeix, care va veni cu un cuvânt de salut, inclusiv cu suportul, informații cu suportul care îl acordă delegația Uniunii Europene și Uniunea Europeană a Republicii Moldova în acest domeniu. Excelență, vă rog. De plăcere să particip în acest eveniment foarte important cu privire la tranziția la economiei verde în Republica Moldova. Pentru Uniunea Europeană, cu adevărat, acest eveniment este foarte important și este foarte important să trecem la economia verde și circulară. Din acest motiv, noi și susținem Republica Moldova în aceste evenimente și în această cale. Noi credem că aceasta va ajuta Republica Moldova să treacă spre o dezvoltare sustenabilă, una verde și de asemenea să abordeze și să depășească cele sfidări cu care se confruntă Republica. Aceasta de cu adevărat este viitorul Republicii Moldova, dar și este prezentul Republicii Moldova. Vorbind despre viitorul Republicii Moldova, în calitate de țară candidată la familia europeană, asta va trebui să respectați toate cele solicitări și toate cele cerințe care sunt incluse în Pactul Verde European și trebuie să asigurați această armonizare a legislației Republicii Moldova la acquis-ul comunitar. În acest motiv, regulamentele și legile Republicii Moldova trebuie să fie armonizate seara trecută. O evaluare a faptului cum Republica Moldova alinează și armonizează la acquis-ul comunitar va fi publicat și eu cred că toată lumea acum va încerca să analizeze și să vadă ce fel de armonizări trebuie să fie asigurate. La fel este foarte important ca și legile să fie aplicate, să fie puse în funcțiune și noi să înțelegem că aceasta nu înseamnă că anumite cerințe Uniunii Europene trebuie să fie doar respectate, doar de bifă, dar este foarte important să vorbim despre bunăstarea populației, despre sănătatea Republicii Moldova, despre viitorul economic al Republicii Moldova. Uniunea Europeană a oferit și va continua să susțină Republica Moldova în diferite domenii în cadrul Pactului Verde European. Acțiunile climatul, de semn de reducerea poluării, de semn guvernarea mediului, de semn silvicultura durabilă și de asemenea gestionarea apelor uzate. Ca și parte componentă a programului For Environment, noi am susținut îmbunătățirea programelor naționale și a planurilor naționale cu privire la gestionarea deșeurilor și eu cred că această prioritate este una foarte importantă în țară, în Republica Moldova, este o prioritate foarte mare. Noi, de asemenea, am realizat și o campanie de informare cu privire la un stil de viață prietenos mediului, care, de asemenea, a ajuns pe la sute de persoane și mii de cetățeni Republicii Moldova. Am lucrat și cu antreprenorii din Moldova, care încă o dată demonstrează că aceasta aduce nu doar beneficii socioeconomice, dar, de asemenea, are foarte multe rezultate pentru mediul de afaceri. Este foarte important că noi ne întâlnim, nu vorbim doar despre cadrul de mediu, dar, de asemenea, vorbim despre un cadru acestui eveniment fabricat în Republica Moldova. Această întâlnire este foarte importantă și este parte componentă a celor activități de afaceri care sunt derulate.
Deci Uniunea Europeană, de asemenea, încearcă să asigure o îmbunătățire a stilului de viață, creștere economică și să creeze mai multe locuri de muncă. Și planul de investiții și economic, de asemenea, este un instrument foarte important în această direcție. Noi deja am reușit să mobilizăm 670 milioane de investiții pentru a susține planul de dezvoltare și economie a Republicii Moldova din 2021, forme de granturi și fonduri care au fost alocate. Cum a fost menționat de fiecare dată atunci când noi lucrăm în aceste planuri sau aceste programe, de fiecare dată includem și componenta europeană. De fapt, aceasta reprezintă o prioritate, Pactul Verde European pentru a mobiliza investiții de punct de vedere gestionării deșeuri, eficiență energetică și sanitate și aprovizionarea cu apă. O pondere foarte mare în aceste finanțări este dedicată faptul de a susține întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova, aproximativ 150 milioane de linii de creditare care deja au fost contractate în ultimii doi ani. Eu cred că această ședință reprezintă o altă oportunitate foarte importantă pentru a vorbi despre importanța incorporării acestor aspecte verzi în activitatea de afaceri, în viața cotidiană, fiecare persoană, și din acest motiv vreau încă o dată să vă mulțumesc pentru oportunitatea de a participa în acest eveniment. Scot în evidență acum, mai întâi de toate, mulțumiri Uniunii Europene pentru suportul inclusiv la organizarea expoziției fabricate în Moldova. Peste 50 de companii participă acest eveniment datorită programelor care sunt susținute de către Uniunea Europeană. Este vorba și despre programul care merge pentru Ungheni și pentru Cahul, și programul care ține de creșterea măsurilor de încredere între ambele maluri ale râului Nistru. Deci avem posibilitatea în ziua de azi să vedem foarte multe, 50 de companii cu suportul dumneavoastră, ceea ce denotă un suport real pentru IMM-uri, cum ați menționat dumneavoastră. Al doilea aspect, vreau să mă întorc și să aduc aminte atunci când am semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană în 2014, avem un capitol separat ce ține de domeniul respectiv, dar și de cerințele sanitare și fitosanitare, care sunt în legătură cu mediul, și până la ziua de astăzi noi avem suportul dumneavoastră în a răspunde acestor cerințe. Aici este o cooperare între două ministere, deci trei chiar, Ministerul Economiei, Ministerul Mediului, dar și Ministerul Agriculturii, care trebuie să răspundă acestor cerințe, inclusiv pentru a putea exporta produse de origine animalieră, fructe, legume, pe piața Uniunii Europene. În acest sens vreau să salut alături de noi pe domnul Sergiu Ghirciu, care este secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, care să vină cu un mesaj de salut către cei care ne privesc și sunt aici în sală. Da, vă mulțumesc, stimată doamnă deputat, stimată doamnă ministru, excelență, domnule ambasador, stimați directori, stimați participanți la acest panel, vă salut și eu din numele Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și vreau să vă zic că Ministerul Agriculturii, cât și agricultorii, sunt partenerii unei economii verzi. Și aici nu vorbesc la figurat, dar la propriu, pentru că sectorul agroalimentar este probabil cel mai afectat sector al economiei naționale de către schimbările climatice. Și dacă câțiva ani în urmă agricultorii vorbeau mai puțin despre schimbările climatice, acum tot mai des auzi în retorica lor acest subiect, cât și dorința lor de a tranziționa la o economie verde. Și aici noi probabil avem ca parteneri Ministerul Mediului și noi foarte lucrăm aproape cu Ministerul Mediului ca să ajutăm agricultorii, în primul rând prin acel program al președinției ce ține de împădurirea Republicii Moldova, care va avea un impact enorm asupra sectorului agroalimentar. Concomitent, noi la Minister inclusiv subvenționăm și acordăm granturi pentru apeleuri, cât și pentru agricultori, pentru a înființa fâșii forestiere, ca să ajute acei agricultori să aibă impact cât mai minim asupra activității lor și asupra schimbărilor climatice. Deci noi totodată lucrăm la politici și ne dorim ca agricultorii noștri să aibă, prin producerea produselor agroalimentare, un impact cât mai minim asupra mediului. Și venim prin alte forme de subvenționare, precum este tranziția la o energie verde, și deja avem multe exemple în care depozite frigorifice de o capacitate de 10.000 de tone de produse agroalimentare sunt
autonome în utilizarea energiei. Și aici vorbim în utilizarea energiei verzi. Și asta este doar unul dintre exemple, dar ele sunt mult mai multe și credeți-mă că agricultorii conștientizează pe deplin importanța trecerii acestei la economie verde. Noi rămânem a fi deschiși și a fi parteneri cu Ministerul Mediului pentru tot sectorul economic, dar în special pentru sectorul agroalimentar și ne dorim ca această tranziție să fie cât mai rapidă și cât mai ușoară pentru sectorul agroalimentar. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Ghirșiu. Într-adevăr, așa se este. Sunt mai multe programe pe care le gestionați dumneavoastră, alte ministerie. Și asta denotă un imbold care vine pentru agenții economici. Dar noi, cei care reprezentăm agenții economici, trebuie să știm unde să ne adresăm. Să vorbim despre acces. În multe cazuri este lipsă de informație și în acest sens vine în suport Camera de Comerț și Industrie, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, care vine cu informații suplimentare, dar și programele concrete. În domeniul economiei verzi, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului sau anterior ODIM, deja de 3 ani de zile implementează mai multe programe de suport pentru agenții economice. Avem IMM-uri care deja beneficiază și implementează aceste programe. În acest sens, vreau să rog pe domnul Pântea, directorul instituției menționate mai sus, cu informații despre suportul pe care îl acordă ODA agenților economice. Domn director, vă rog. Mulțumesc, stimați reprezentanți ai instituțiilor de stat, domnule ambasador, dragi antreprenori. Eu am să încep prin a felicita organizatorii acestui eveniment prin faptul că au găsit de cuviință ca un asemenea eveniment să desfășoare în cadrul unui eveniment dedicat antreprenorilor, astfel încât, iată, în această sală pot fi atât antreprenorii cât și decidenții politici pentru a avea un dialog în ceea ce privește viziunea de politici, inclusiv pe dimensiunea de mediu, mai ales că aceasta, să spunem, nu vreau să spun afectează, dar interacționează foarte mult cu procesul de desfășurare a activităților economice. În ultima perioadă, mai multe strategii sau documente de politici ce țin de dezvoltarea antreprenoriatului au expirat, iar la moment Ministerul Economiei este în proces de a dezvolta două documente de politici extrem de importante pentru economia națională. Este vorba de programul de industrializare a țării și este vorba de programul de dezvoltare a antreprenoriatului și creșterea competitivității. Ambele documente de politici vor avea anumite angajamente pe partea de ecologizare și eficientizare a activităților generate de antreprenori. Și mă refer la două programe de finanțare pe care le implementează Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, unul dintre care este un program direct țintit pe ecologizarea proceselor de producție, e vorba de Eco-IMM, un program de granturi, un program care este activ, are alocate resurse financiare și pentru anul 2023, un program care vine cu o ofertă extrem de atractivă pentru antreprenori, prin faptul că oferă granturi de până la 500.000 de lei, cu o contribuție proprie de doar 30%. Acest program a suferit modificări esențiale în toamna anului trecut, prin faptul că a fost extins valoarea grantului, astfel încât proiecte investiționale de anvergură mai mare să poată fi finanțate, iar pe de altă parte, ținând cont că au fost crescute plafoanele în ceea ce privește întreprinderile mici și mijlocii, programul dat este disponibil pentru un grup cât mai mare de antreprenori. Ce finanțează programul dat? Investiții private de mediu. Și aici vorbim investiții în domeniul protecției apelor, protecția aerului, gestiunii deșeurilor de producție industrială. Și apropo, noi înțelegem și noi cunoaștem că antreprenorii sunt unii din cei mai mari poluatori și ei trebuie să-și schimbe modul în care își desfășoară activitatea. Un alt program de finanțare care se referă la celălalt program de politică, programul de industrializare, este vorba de programul de retehnologizare și eficiență energetică. Noi aici punem accent în mare parte pe investiții în industrializarea țării, dar nu oricare investiții. Investiții care sunt mai eficiente din punct de vedere energetic și, evident, prietenoase mediului. Acest program este unul
cu un suport financiar mai consistent față de cel de ecologizare, este vorba de granturi de până la 2 milioane de lei, dar contribuție proprie similară. Și, de asemenea, în ultima perioadă, acest program este disponibil pentru cei care vor să investească în surse alternative de energie sau energie regenerabilă. Și apropo, pot să vă dau câteva cifre. În doar 2 luni ale anului trecut, deja am finanțat prin intermediul programelor noastre instalarea circa 10 MW de energie regenerabilă. În mare parte este vorba de panouri fotovoltaice, iar pentru acest an ne propunem să ajungem la cel puțin vreo 20-30 de MW. Și sperăm că în câțiva ani antreprenorii să atingă acea cotă de 30% de energie regenerabilă pe care și-a propus-o țara noastră. Dar pe lângă aceste două programe, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului vine cu o schimbare de abordare în modul cum sunt finanțați antreprenorii. Nu doar în programele date, dar prin toate instrumentele de finanțare. Și aici mă refer la garanții la credite și mă refer la creditele preferențiale care urmează a fi finanțate prin intermediul Fondului pentru Antreprenoriat și Creștere Economică a Moldovei. Noi la moment suntem în proces de a dezvolta și a aproba o politică socială și de mediu, o politică a organizației noastre, care se va transpune într-un mecanism de implementare și de evaluare a beneficiarilor de programe ODA, astfel încât, indiferent de programul la care ne referim, finanțarea să meargă către acele afaceri care, cel puțin la prima etapă, nu au careva încălcări pe domeniul legislației de mediu. Și noi conștientizăm că prin mecanismul de finanțare cel mai mult se poate de influențat ca antreprenorii să treacă de la un model de activitate care poluează către un model cât mai prietenos mediului înconjurător. Evident, există riscuri. Există riscuri ca să îngustăm foarte mult numărul de beneficiari la programele ODA. Dar noi trebuie să îndemnăm antreprenorii ca să devină cât mai eficienți în activitatea lor, ori nu putem să atingem un nivel de dezvoltare a țării doar pe dimensiuni economice, neglijând protecția mediului. Și în final, vreau să menționez și vreau să le menționez tuturor antreprenorilor care urmăresc acest eveniment că există un stand ODA în sala de jos. Puteți să vă informați cu privire la toate programele care sunt active la moment și chiar avem foarte multe programe active și avem resurse financiare pentru a le canaliza către antreprenori. Și încă un element important, participanții la această expoziție pot să-și subvenționeze cheltuielile de participare în decurs de 30 de zile, în mare parte toate cheltuielile pe care le-ați avut și ține de taxa de participare sau cheltuielile organizatorice. Intrați pe site-ul ODA sau apelați la centrul de consultanță care este aici în sală. Vă mulțumesc! Da, mulțumim, domnul Pântea, pentru aprecierea evenimentului de astăzi și pentru suportul care vine instituția dumneavoastră către mediul de afaceri, în speță către cei din domeniul întreprinderilor mici și mijlocii. Ca concluzie, onorată asistență, în mare parte este cadrul normativ. Avem acte normative europene, directivele europene, avem strategia națională pe mediul 23-27, avem în discuție acum Moldova 2030. Săptămâna mai trecută s-a discutat pe platforma Ministerului Planul de Dezvoltare Strategică, unde sunt pașii pe care urmează să întreprindă Ministerul de Ramură în domeniul respectiv. Urmează doar să avem o deschidere din toate părțile, să implementăm cei ce ne asumăm. Nu zădar, noi genericul expoziție Fabricată Moldova este Fabricată Moldova, fabricat pentru tine, ca să fim deschiși pentru a implementa cei ce vine. Iar mediul creează o bună dispoziție, o bună oportunitate pentru a avea rezultate frumoase pentru economia Republicii Moldova. În final, vreau să mulțumesc celor care sunt alături de noi aici pentru cuvintele frumoase de salut și de îndemn pentru mediul de afaceri și propun să trecem deja la dezbaterea subiectelor ca atare. Facem o pauză de
5 minute și mergem cu discuțiile concrete pe subiecte exacte acestui eveniment. Vă mulțumesc și vă îndemn să vizitați expoziția. Vă mulțumesc! Stimați colegi, stimați oaspeți, mulțumim frumos pentru răbdare și pentru înțelegere. Evenimentul, cu toate că e a șaptea ediție, da, nu a avut loc practic 2 ani, noi am avut ediție precedentă online în 2001 și mulți colegi care practic nu s-au văzut, dar așa se întâmplă, da, deci am avut schimb de păreri, impresii. Este foarte remarcabil faptul că am revenit la formatul acesta de nivel înalt al mesei rotunde și vom putea promova în continuu tranziția verde Republicii Moldova. Prilej aparte pentru sesiunea care o începem acum este că în cadrul proiectului Uniunii Europeană pentru Mediu, Economie Verde, noi avem foarte multe acțiuni prin care acordăm suport Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Mediului, altor agenții guvernamentale și anul trecut am avansat pe mai multe dimensiuni care au fost menționate și de primul panel, de vorbitorii anteriori, de domnul ministru, excelența sa, ambasador, dar acum noi am vrea să ne focusăm pe o tematică foarte specifică, o tematică care nu este nouă deja pentru Republica Moldova, că noi deja de mai mulți ani încercăm să o discutăm și să o promovăm în țara noastră, dar cu care noi sperăm că în anul 2023 vom avea deja rezultate concrete și vom putea avea o posibilitate de a avansa în promovarea tranziției verzi a Republicii Moldova folosind procesul de ecoetichetare și de certificare ecologică a produselor și serviciilor din Republica Moldova. Am onoarea să vă prezint vorbitorii de astăzi. Noi o să încercăm să beneficiem de prezența astăzi și de a doamnei Natalia Guranda, director executiv Asociația Obsească EcoContact, care de fapt este liderul în promovarea deci multor activități legate de economie verde și evaluare strategică și ecoetichetarea, dar și activități de informare și conștientizare. Avem astăzi cu noi deci înaltul consilier pentru mediu și tranziție verde, doamna Justina Grigoravicine, care deja de mai mulți ani susține în acest proces, dar noi foarte suntem recunoscători pentru faptul că avem suportul și în procesele legate de tranziție verde și de ecoetichetare. Avem mai mulți agenți economici aici în sală, dar noi sperăm că acele procese și proceduri care vor fi implementate și cu suportul Moldacului și ne bucurăm de prezența directorului. Noi salutăm suportul din partea acestei instituții în acest proces. Noi avem astăzi aici și deci, reprezentanți de la AGIP, avem reprezentanți de la deci, statistică, avem reprezentanți din alte ministerii și agenții economici care ar putea să fie parteneri sau participanți la acestui proces, inclusiv pe domeniul turism, inclusiv pe domeniul deci, hotelii și restaurante și ne bucură faptul că toate aceste proceduri sunt interesante și pot fi promovate de comun acord. Pentru a procede conform agendei sesiunii noastre, eu îi fer cuvântul deci cu prezentarea de situației curente deci în promovarea ecoetichetării în Republica Moldova, doamne Natalia Guranda, director executiv Asociația Obsească EcoContact. Natalia, vă rog. Mulțumesc mult, doamna Andrei. Mai puțin este o prezentare. Mă numesc Natalia Guranda, reprezint organizația EcoContact și în acest proces noi, de fapt, împreună cu Ministerul Mediului și celelalte instituții responsabile, am încercat și tot încercăm, pentru că munca nu s-a finalizat, să transpunem regulamentul UE66/2010 privind ecoetichetarea. De fapt, noi menționăm asta, însă va fi un mecanism național. Noi ne dăm foarte bine seama că nu suntem Uniunea Europeană și nu putem prelua mecanismul așa cum este prevăzut de către UE. Trebuie să-l adaptăm la condițiile noastre și la solicitările și necesitățile noastre. Odată ce vom fi membru a UE, sperăm că asta se va întâmpla, vom prelua același mecanism ca și Uniunea Europeană. Ce vreau să zic la moment este că încercăm să inițiem o nouă ecoetichetare. Cred că dumneavoastră ați văzut pe unele produse care sunt inclusiv în Republica Moldova, o floare sub formă de romaniță este eticheta UE. În Moldova va fi o etichetă națională, un logo
specific național, care va fi amplasat pe produs servicii. Ce vreau să menționez este că noi nu trebuie să confundăm cu eticheta certificat organic, care este o frunzuliță, pentru că eticheta ecologică se aplică pentru produse nealimentare, pentru servicii, de exemplu, hoteliere sau curățenie, horeca, turism, iar și mai sunt o categorie largă care unele dintre produsele care se regăsesc în acea categorie sunt inclusiv fabricate în Republica Moldova. La moment, avem și reprezentantul Ministerului Mediului care poate să ne confirme acest lucru, regulamentul urmează să fie supus consultărilor și deja este prevăzut și planificat respectiv în planul Ministerului pentru primul trimestru să fie finalizat. Noi, în primul rând, acum dorim să vă menționăm că am apreciat enorm dacă ați contribui, în primul rând, cu comentarii și recomandări adiționale dacă le regăsiți în acest regulament, pentru că, până la urmă, agenții economice vor fi nemijlocit cei care vor aplica mecanismul și ei trebuie să vină de acum cu completări pentru a fi cât mai funcționabil și mai viabil. Nu vrem să avem o etichetare doar pe hârtie, vrem să fie în practică aplicată. Noi de asta am invitat, de fapt, și unii reprezentanți a organismelor de certificare pe agricultură organică ca probabil, potențial să preia și acest tip de certificare în cazul când corespund criteriilor care sunt menționate în regulament. Acest lucru a început în anul 2020, ca să vă dați seama, nu este un proces foarte ușor, a fost foarte provocator și aici vreau să mulțumesc tuturor acelor instituții care domnul Andrei de fapt i-a prezentat, AGP, Moldac, Institutul de Standardizare, Ministerul Mediului, nu mai zic, deja ei sunt autorii, Agenția de Mediu și celelalte instituții care au contribuit nemijlocit să ne ghideze cum corect trebuie de făcut acest document ca să fie implementabil. Acum suntem la procesul de înregistrare a etichetei ecologice, nu putem să o arătăm public, vrem să avem un rezultat de aprobare, să zicem noi, înainte de a o prezenta publicului larg. Iarăși, partea birocratică ține mai mult și sperăm noi până la sfârșitul anului acesta să avem deja o etichetă pe care să o putem prezenta publicului larg. Spunând acestea, de fapt, vorbeam și cu doamna Iustina că vrem să facem o claritate referitor la faptul care produse se certifică în Republica Moldova și dacă sunt agenții economici care dorește și certificarea UE, care ar fi mecanismul. Dumnezeu a spus că ar dori să asculte întrebări exacte, dacă sunt agenții economici, ce ar dori să afle anume pe procesul de certificare, dacă sunt la acest moment întrebări. În rest, aș dori să-i ofer cuvântul dumneavoastră, așa cum are o experiență mult mai mare pe domeniul de tranziție verde, mecanismele și instrumentele care se aplică în acest proces și vă rog frumos pe dumneavoastră să interveniți, pentru că acum este momentul să mai facem careva, poate modificări ulterior la regulament. Când va fi supus consultărilor, deja dumneavoastră toți veți avea acces la document, veți vedea ce prevederi sunt incluse și responsabilitățile instituțiilor inclusiv. Domnul Andrei? Da, Natalia, mulțumesc frumos! Dumneavoastră deja o să puteți beneficia de mai multe procese care sunt lansate. Mulțumesc frumos pentru că ne-ați dat așa informații succinte, dar amplă despre etapa la care noi ne aflăm. Evident că noi așteptăm cu nerăbdare, cu toate că eu am văzut-o, dar noi așteptăm totuși cu nerăbdare, deci eticheta ecologică Republicii Moldova, ca să o vedem aprobată de AGP și să avem posibilitatea mai departe să promovăm procedurile legate de reglementare aplicării acestui simbol pe produsele și serviciile noastre. Totodată, evident că noi cunoaștem că va fi elaborat un ghid special pentru ca agenții economici și cei care vor implementa această procedură să poată cunoaște care sunt procedurile, criteriile pentru aplicarea și utilizarea acestei etichete. Și evident că Ecocontactul, Ministerul Mediului și toți cei implicați vor fi antrenați în câteva sesiuni de informare și conștientizare pe acest domeniu ca să cunoască cât mai bine procedurile, se poate să le aplice și noi sperăm foarte mult că această procedură pas cu pas va fi realizată în Republica Moldova.
Noi nu deci inventăm bicicletă, noi preluăm cele mai bune practici și experiența Uniunii Europene. Noi avem posibilitatea să beneficiem și de un suport, în acest caz, și a proiectului UFO Environment și a NAT-ului Consilier pentru Mediu și Tranziție Verde și beneficiez de această ocazie ca să-i ofer cuvântul doamnei Justina să ne prezinte acea experiență, acele, deci poate mesaje pe care le vede dumneiei la această etapă pentru Republica Moldova de promovare mai departe a procedurilor de etichetare ecologică. Justina, vă rog. Mulțumesc, Andrei. Bună ziua. De fapt, sunt foarte bucuroasă să aud tot ce se întâmplă din acest aspect. Este momentul potrivit, mai ales că Republica Moldova a obținut statutul de țară membru. Deci, eticheta ecologică națională va putea să reflecte excelența față de mediu. Moldova are un potențial enorm și încă mai are nevoie de un instrument pentru a demonstra ce poate fi prezentat, cum să extindă, cum să-și extindă piața pentru produse, inclusiv cea a Uniunii Europene. După cum Natalia a menționat, criteriile pentru ecoeticheta sunt similare cu cele care sunt utilizate, aplicate în UE. Cu toate acestea, noi discutăm despre un instrument național și cum acesta să fie aplicat în Moldova. Și înțeleg că sunteți interesați tot ce e prezent în sală de acest proces și eu cred că subiectul este abordat la momentul oportun și este util pentru a înțelege ce înseamnă pentru consumatori, pentru agenții economici, pentru dezvoltare economică și pentru mediu. Aceste elemente vor fi aici combinate sub o singură etichetă, care va conține informație clară pentru consumatori, ca ei să poată alege produsul cel mai durabil. Este important de asemenea să înțelegem că noi ne mișcăm spre dezvoltarea durabilă și pentru aceasta trebuie să abordăm toate etapele ciclului de viață. În procesul de producere trebuie să avem grijă de materia primă care este utilizată în procesul de producere și durabilitatea și reparabilitatea produsului sau recuperarea. Pentru a include elementul prin care produsul să fie reciclat și returnat ca la etapa de materie secundară și pentru a asigura de circularitatea. Dar primul pas va fi discuții pe larg, deci care sunt drepturile și obligațiile agenților economici sau instituțiilor pentru a asigura sinergie. Și abia aștept să avem această discuție cu întrebări exacte, clar, și vă rog să fiți proactivi și noi vom încerca să răspundem la orice întrebări pe care ne le adresați. Noi credem că o să beneficiem foarte mult și de experiența dumneavoastră, dar și de experiența țărilor baltice și evident că noi tradițional ne uităm și peste prut la ceea ce a fost făcut în România, dar credem că o să beneficiem de cele mai bune practici din toate țările UE și atunci vom putea să avem un proces care în primul rând va transpune sau va armoniza, cum noi vorbeam, da? Va armoniza procedurile Uniunii Europene, dar totodată vom putea să ne apropiem cât mai de aproape de această procedură, ca să putem să preluăm și criteriile și procesele care sunt în Uniunea Europeană pentru aceasta. Mulțumim frumos, noi credem că în consultările care le vor urma, în procesul de elaborare a documentelor ulterioare, noi vom putea să antrenăm toate părțile interesate și noi ne bucurăm foarte mult de faptul că avem astăzi cu noi și deci Moldacu, o instituție care, de fapt, va fi unul din jucătorii cheie în acest proces. Cu permisiunea dumneavoastră, ofer cuvântul domnului director, domnul deci Iurie Friptoleac, pentru un mesaj din partea acestei instituții care deja cunoaște ce este ecoetichetarea și are o viziune, da, dar noi sperăm că mai departe vom merge împreună pentru promovarea lui. Da, vă mulțumesc, domnul Andrei.
Eu sunt director al Centrului Național de Acreditare Moldac, mă numesc Iurie Friptuleac, deci vreau să aduc o mică informație referitor la ce este acreditare. Deci Centrul Național activează în baza legii 235 cu privire la acreditare și evaluarea conformității produselor. Deci noi suntem semnatar al acordului de recunoaștere multilaterală cu acreditarea europeană, cu deci organizațiile internaționale ILAC, IAF. Deci suntem acreditați, adică recunoscuți pe 6 scheme de acreditare, ceea ce astăzi ne asigură că în Republica Moldova avem acreditate 118 organisme de evaluare a conformității, printre care sunt laboratoare de încercări, laboratoare de etalonări, deci organisme de inspecție, organisme de certificare, organisme de certificare sistem de management și laboratoare medicale. Deci asta sunt schemele pe care astăzi avem recunoaștere la nivel european. Vreau să menționez că acum luna aceasta, pe data de 20, avem o evaluare paritară din partea deci, cooperării pentru acreditare europeană și o să trecem o evaluare periodică care se face odată la 4 ani pentru a ne confirma competența. În ceea ce ține de proiectul regulamentului privind etichetarea ecologică, deci Moldac este implicat nemijlocit în acest proiect. Reprezentantul nostru este membru al grupului de lucru. Deci proiectul regulamentului prevede că în rezultatul deci, aprobării acestui regulament trebuie să fie aprobată deci, eticheta ecologică și trebuie să apară pe piața Republicii Moldova organisme de evaluare a conformității care vor efectua această certificare. Da? Deci certificarea se va efectua în baza standardului de sistem 17.000, ISO 17.065, ceea ce ține nemijlocit de partea tehnică, acolo sunt standardele tehnice 14.024, dacă nu greșesc. Deci Moldac astăzi deci, o să deține această schemă de acreditare, deci ceea ce ține de partea tehnică o să fie nevoit să facă o extindere, dar asta nu este o procedură foarte complicată, deci noi suntem, astăzi avem toate resursele și umane și resursele necesare pentru ca să asigurăm acest proces la nivelul Republicii Moldova. Ceea ce ține de exporturi, da, astăzi, deci toate rezultatele laboratoarelor acreditate sunt recunoscute în țările Uniunii Europene în cazul când sunt executate în baza standardelor europene. Da? Deci că noi mai avem și acreditări în baza standardelor GOST. Deci ceea ce ține de certificare, deci certificarea la moment nu este recunoscută la nivel european din motivul că nu suntem membri ai Uniunii Europene. Deci cum o să devenim membri? O să avem posibilitatea deci, să organizăm certificarea acreditate în Republica Moldova, să fie notificate la nivel european. Deci asta este legislația europeană și trebuie să ne conformăm. Astăzi se recurge la aceea că producătorii care sunt locali, deci au laboratoare acreditate, exercită toate încercările în laboratoare acreditate, rapoartele sunt recunoscute cu sigla Moldac în afară și se, deci, prin intermediul unui organism notificat din țările membre a Uniunii Europene, deci se plasează pe piața Uniunii Europene. Cam asta este mecanismul la moment care este. Deci, suplimentar vreau să menționez că Moldac este implicat și în alte proiecte ce ține de partea de mediu, da, ceea ce ține de calitatea apelor uzate, deci la fel am avut foarte multe implicări, deci lucrăm în procesul de deci, îmbunătățire a situației cu laboratoarele acreditate pe piața deci, apelor uzate și în celelalte domenii, respectiv, la fel. Da. Deci dacă sunt întrebări, poftim, eu sunt disponibil să răspund. Mulțumesc! Vă mulțumim frumos, domnule director, pentru această informație amplă. Noi suntem recunoscători și pentru faptul că deci, Moldac s-a implicat activ în discuțiile și în dezbaterile și proiectul regulamentului și procedurilor care vor fi. Cred că o să putem să găsim cele mai eficiente proceduri în continuare ca să promovăm procesul de ecoetichetare în Republica Moldova. Noi, în principiu, cunoaștem că în sală sunt deja și colegii noștri care promovează eco, deci
certificarea, deci pentru agricultură ecologică, dacă ar dori să spună câteva cuvinte din experiența dumneavoastră, da, dacă ar dori să împărtășească deci deja impresiile despre cum lucrează procedurile de certificare ecologică, da, pe o altă dimensiune, da, pe agricultură organică. Totodată noi avem astăzi cu noi și reprezentanții din sectorul Horeca, noi avem asociația MR, deci noi sperăm foarte mult că aceste structuri se vor implica activ la etapele următoare, da, în procedurile de promovare și implementare, practica certificării ecologice. Noi avem cu noi și sectorul de turism, noi să avem o prezentare astăzi despre posibilitățile pe care le oferă acest sector pentru promovarea nu numai deci produselor și serviciilor, dar și a produselor locale, da, deci care vor fi. Eu aș propune acum să deschidem, da, acele dezbateri care sunt, fiindcă noi mai avem o prezentare, noi am vrea să o păstrăm așa ca o deci ca să menținem interesul, da, pentru această prezentare. Dacă sunt întrebări acum sau dacă ar dori colegii pe care am menționat de la deci ecocertificare sau deci asociația MR să intervină cu careva opinie sau cu careva idei, sau poate sunt întrebări din sală la vorbitorii noștri din panel, noi suntem gata, avem un microfon care poate fi circulat în sală, dacă aveți careva întrebări la moment. De fapt, pe noi ne era... da, avem o primă întrebare, haideți, da, o să oferim cuvântul. Да, я в Сауде сейчас. А, требовала микрофон. Да? Да, в Сауде? Мы называемся Ион Рац, сын президентель Ассоциации Канипарелор Дин Република Молдова. И тотодата репрезент в калитате де кондукатор консорциу интернационал имплементария проектелор и ентоинтенсивии и де трансфер технологик в Република Молдова. Диспуним де он сет фоарте васт де проекте, care o parte din trânsele deja sunt efectuate, o parte sunt în lucru și o mare parte sunt încă în dezvoltare. Către domnul moderator, o mică obiecție. Noi am venit astăzi, adică poate nu mai escalez pentru toți, am înțeles așa după complexul care a fost aici, a fost reprezentat aici din guvern, din parlament și așa mai departe, cu intenția să punem, avem careva întrebări concrete care nu le putem ridica din cauza, cum se numește, lipsa de comunicare. Azi am asistat la un lucru, aceea ce vedem la televizor, am văzut și astăzi, fix același lucru, din partea aceea este, din partea asta noi. Contactul noi am vrut, măcar cu cineva din dumnealor. De atât că chiar am venit astăzi cu, nu cu aceea că să ascultăm, asta noi auzăm în toată ziua. Noi am venit și cu unele lucruri, cu unele proiecte, cu unele propuneri, programe concrete, ca să aibă un efect careva, să ne spună, dar știți, Ministerul Economiei, poate veniți la noi și ne clarificăm cu asta. Știți, Ministerul Mediului, poate veniți la noi și ne clarificăm cu asta. Bine, ca să nu mă abat prea mult, la obiect atunci, noi... Indiferent de faptul că legislația nu ne permite să facem lucrul ăsta, dar în Republica Moldova sunt două opțiuni. A doua spune că noi nu avem drept să cultivăm cultura aceasta care se cultivă în toată Europa. La ziua de azi, numai Moldova și Belorusia nu cultivă. Cânepa industrială, o plantă inofensivă. Nu vreau să fac reclamă, să fiu destul de succint, pentru că se atârnă la ceea ce avem astăzi. Judecăți, dosare penale, tradițional, alea Moldova. Întrebarea. Noi avem acum ulei, avem făină, avem tehnologiile noastre de prelucrare, așa cum ni se dă voi, cum nu ni se dă, totuși anul acesta am reușit să strângem puțină sămânță, am făcut ulei, am făcut făină, care este foarte solicitată, dar nu putem certifica vrăză, că am luat raportul din cer care le-am făcut, dumneavoastră sunteți la curent, dar în fine, cuvântul cânepa nu există nicăieri, nici într-un document legislativ, de atâta ne se spune așa, că noi pe piața internă nu putem să, măcar că calitatea
produsul care îl avem azi depășește și calitatea vecinilor și din Ucraina și din România. Noi am dovedit că suntem tari, măcar că ni s-au interzis, ni s-au sechestrat roada și așa mai departe. Noi putem să vindem această marfă, uleiul, să zicem, făina, numai cu condiția că trebuie să o scoatem din țară și să intrăm cu dânsa. Vă lămuresc de ce? În toate rețelele comerciale se vând multe articole din cânip. Linela, Kaufland, în rețelele mari, numărul 1 și așa mai departe, se vinde ulei, semințe, adausuri alimentare, fulgi pentru copii și așa mai departe. Un ciclu numai din export. Atunci noi trebuie să scoatem, suntem nevoiți, să scoatem marfa noastră din țară, cu companie, că pe urmă să venim cu streac ca import și să fie primit în magazine. Vă rog frumos, dacă aveți, puteți să ajutați cu lucrul ăsta. Și ultima, totuși comunicarea, probabil că azi, anume la evenimentul de azi, o dovedit încă o dată în plus. Pentru că chiar nici nu m-am așteptat la aceea că domnii care au venit nu să asculte măcar o întrebare. E prima dată când particip la o masă rotundă, așa cum este azi, când oamenii pur și simplu au dezertat, au fugit de ei. Și eu spun așa cu toată, mă scuzați, vă rog, dar deja bate la ochi lucrul ăsta și de atâta vă rog încă o dată, domn moderator, dacă aveți posibilitatea să transmiteți dumnealor, domniilor care au fost. Pentru că noi am avut probleme astăzi de rezolvat, și anume azi aici, să nu tăiem pădurea, sunt niște cataclizmi. Pentru că noi am propus un program, deja a doilea an ne zbatem cu un program energetic, când am putea pe baza cânepei industriale, din partea lemnoasă, să asigurăm populația, sobile din Moldova, cu combustibil, cu brichete, de cânepă, cu mult mai eficiente și mai ecologice. Dar nu avem posibilitatea să o facem, de atâta că s-a hotărât că trebuie de tăiat pădurea. Știți pădurea asupra apelor ce influență are? Și asupra apei, și asupra mediului, și asupra aerului. Un singur moment, pentru că participă aici, sunt reprezentanți. Noi avem o problemă foarte mare la sudul Republicii, radiația, dacă știți, în raioanele de sud, NATO într-un timp au scos o parte din sol, au curățit, dar efectul a rămas până la ziua de astăzi. Fiecare treilea locuitor din această zonă are cancer, suferă de cancer. Unicul remediu este cânepa. Este dovedit deja de toată comunitatea internațională. Că acolo unde este cânepă, vreau zic că sunt mai puține cazurile astea, pentru că cânepa are niște proprietăți specifice. Mă scuzați, vă rog, da. M-am prea mult din timp, poate nu sunt la temă, dar vă rog să transmiteți, dacă aveți posibilitatea, faptul că nu se procedează așa. Mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră. Deci, în primul rând, noi ne bucurăm că sunt opinii diferite. Asta înseamnă că noi suntem toți diversi și fiecare poate să intervină cu acea experiență și cu acea viziune pe care o are. Dumneavoastră, dacă ați atras atenția, noi suntem online. Deci, mesajul dumneavoastră acum este transmis pe toate posturile posibile și imposibile pe care noi suntem transmis astăzi și mesajul sper că o să ajungă. În al doilea rând, eu ca moderator, da, dar și ca lucrător în domeniul mediului, pot să vă spun că ușile Ministerului Mediului și Ministerului Agriculturii nu le-am văzut închise niciodată. Deci, tot timpul, la etajul 10, 11 și 12, am avut acces și am intrat în birouri și la conducere și la secretar de stat. Dacă aveți o problemă să o rezolvați, eu cred că asta se rezolvă, doar trebuie să aveți deci, curajul să vă ridicați la etajul 12. Deci, mai departe, este foarte simplu. Eu cred că problema, da, este nouă pentru Moldova. Poate nu sunt toate reglementările necesare, dar noi foarte mult sperăm că Ministerul de Ramuri, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, care răspunde de certificarea ecologică a produselor agroalimentare, deci fiindcă noi astăzi vorbim aici în cadrul sesiunii noastre de certificarea serviciilor și produselor industriale mai mult, da? Deci nu este chiar tema de bază a sesiunii de azi, dar noi sperăm foarte mult că mesajul va fi transmis, că noi avem aici reprezentanții mai multor instituții și totodată, cum mă repet încă o dată, noi suntem astăzi în transmisie directă, această
acest eveniment, da, online va rămâne pe paginile de Facebook a tuturor instituțiilor, chiar plecând de aici, o să puteți vizualizați deci, evenimentul de azi încă o dată. Noi o să încercăm să transmitem mesajul și conducerii și conform agendei noi am avut într-adevăr o sesiune diferită, da, de ceea ce avem acum de întrebări și răspunsuri, dar noi sperăm foarte mult că mesajul dumneavoastră va ajunge la destinație. Dacă mai sunt intervenții, da? Aici între timp deja cineva dintre colegi mi-a și menționat că de fapt este inițiativă încă de anul trecut să modifice cadrul normativ pentru a introduce câmpia industrială. Așa că tot ceea ce dumneavoastră menționați cumva o să-și aibă rezultat în timpul, în viitor apropiat, dar asta nu ține de eticheta ecologică pe care noi dorim să o instituim, pentru că asta este de agricultură organică. Da, mersi, Natalie, pentru această completare. Noi sperăm foarte mult că noi cunoaștem de problemă și sunt foarte multe asociații de producători de ulei, sunt asociații de deci, care promovează utilizarea brichetelor pentru deci, cazanele, da, care sunt, care într-adevăr mizează foarte mult pe faptul că se va dezvolta această industrie, da, de producerea câinii. Haideți să vedem. Deci, orice proces totuși care se promovează, el nu poate fi peste noapte, da, implementat, nici etichetarea ecologică care noi discutăm astăzi, da, noi nu o să putem să o implementăm imediat mâine, da, noi așteptăm să fie aprobată și deci sigla respectivă, noi așteptăm regulamentele, noi așteptăm ghidurile care să fie, noi așteptăm ca să fie procedura foarte bine stabilită la punct, noi așteptăm ca cei jucători care, deci, vor fi implicați, da, acele organisme de certificare vor putea să aibă capacități suficiente să preia procedura, da, fiindcă noi nu avem astăzi încă în Republica Moldova, haideți să spunem, da, acele organisme de certificare pentru certificarea produselor și serviciilor, da, ele o să trebuia să fie create, sau acele care există o să trebuiască să-și ajusteze, da, activitățile sale și să vadă cum ei pot prelua acest lucru. Noi o să trebuiască să vedem care va fi rolul și locul agenției de mediu, care va fi rolul și locul inspectoratului pentru protecție mediului în această procedură, ca să verifice dacă agenții economice care vor deține un certificat ECO, ei pe lângă toate trebuie să dețină și autorizații de mediu, pe lângă toate trebuie să fie responsabili, fiindcă noi vom certifica deci produse și procesul și în acest caz sperăm foarte mult că toate etapele, da, de la intrarea materiei prime, da, în cadrul agentului economic până la emisiile, diversările, da, vor corespunde normativelor, atunci, da, noi vom spune că uitați-vă, este un serviciu sau un produs într-adevăr ecologic și într-adevăr care merită a fi certificat. Și atunci când noi vom beneficia de un serviciu a unui hotel sau unui restaurant eco, noi vom ști că, deci, în instituția aceasta, da, publică, da, se respectă cerințele de mediu. Și atunci când pe ușile, deci, unei astfel de instituții va fi pus o siglă, da, că uite, acest restaurant sau acest hotel este, deci, certificat eco, poate într-adevăr se va bucura de mai mare succes și de o mai mare popularitate. Și lucrul ăsta poate fi promovat inclusiv și pe alte domenii. Dacă acum mai sunt careva poate de la colegi, că eu totuși aș vrea să aud din experiența cu certificarea ecologică a produselor organice, poate totuși, iată, dacă microfonul undeva e pe alături, dacă există, nu? Se poate microfonul din sală să-l avem din nou? Sau treceți încoace poate în față? Haideți să treceți încoace. Nu, dar vă să fie mai bine și pentru... Și pentru să vă prezentați. Bună ziua tuturor! Eu mă numesc Alexandrina Levinska, sunt conducător al unui organism de certificare produse ecologice și când vorbim de produse ecologice, anume agroalimentare. Din experiența ce ține de certificarea produselor ecologice alimentare, eu cred că colegii o să se învețe pe greșelile care au fost făcute în cazul nostru și acum o să fie mai ușor și mai lejer, tot o să meargă. Ce ține de agricultura ecologică, o mare problemă pentru început era promovarea, da? Pentru că clienții nu înțelegeau care este diferența dintre un produs ecologic și unul
convențional sau nu aveau încredere într-un certificat pentru că nu înțelegeau ce mă presupune acest sistem, acum, spre deosebire de, nu știu, 5-10 ani în urmă, avem cu totul o altă situație. Avem, din contra, clienți care solicită produse ecologice, dar încă nu este suplinită suficient de bine piața cu produse locale. O altă problemă în agricultura ecologică este acea certificare dublă, dacă poate este cineva din agricultură și a auzit de momentul ăsta, este din cauza că standardul Republicii Moldova nu este recunoscut la moment ca echivalent celui Uniunii Europene, dar se lucrează în acest domeniu. Există un proiect de lege deja votat în guvern, care urmează să fie adoptat și respectiv să se armonizeze legislația. În cazul etichetării ecologice, eu înțeleg că asta o să fie un standard doar pentru Republica Moldova și dacă vorbim de servicii și produse livrate pe teritoriul Republicii Moldova, atunci avem nevoie de o etichetă care să fie recunoscută la nivel național. Și să nu uităm tot timpul să promovăm această etichetă, pentru că dacă ea nu va fi promovată suficient de bine, consumatorii nu vor înțelege care este diferența. Deși noi, fiind organism de certificare produse agroalimentare ecologice, foarte de multe ori am avut apelări din partea producătorilor, gen noi producem jucării din lemn, vrem să le certificăm. Și noi încercam să le explicăm că legislația la moment este doar pentru produsele agroalimentare sau aceleași restaurante, cafenele, de asemenea, vroiau să se certifice ecologic. Nu, Horeca nu este certificabilă din punct de vedere al produselor ecologice, dar este certificabilă din punct de vedere al eco-etichetării. Și eu cred că în cazul ăsta noi o să nivelăm și o să ajutăm pe toți ca să corespundă unor anumite standarde. Eu cred că sunt foarte mulți producători care deja îndeplinesc o mare parte din cerințe, doar lipsește acest cadru normativ pe care să-i ridice mai sus față de producătorii obișnuiți, da? Cumva să-i diferențieze. Și aici deja colegii trebuie să aibă grijă ca să fie foarte clar specificat care sunt cerințele și care este sistemul de control. Da? Noi, ca organism de certificare, știm că dacă lipsește sistemul de control, atunci o etichetă niciodată nu va avea valoare sau un certificat niciodată nu va fi recunoscut de către consumator. Eu le urez succes și cred că o să le reușească. Mersi. Noi, de fapt, facem muncă paralelă, cumva promovăm și totodată stabilim mecanismul. Asta de multe ori, de fapt, am dorit să avem un organism de certificare a agriculturii ecologice ca să ne spună care e experiența provocările întâmpinate, pentru că noi cumva să învățăm de la ei. Și respectiv acum, când va fi stabilit mecanismul și acel cadru normativ și va fi posibil de făcut etichetarea ecologică, produsele și serviciile care nu cad sub incidența agriculturii organice, dar cad sub incidența etichetării ecologice, vor avea posibilitatea să se ecocertifice, inclusiv acele handmade produse, produse de îngrijire, produse de spălare, textile, adică sunt o categorie mai vastă, ele toate vor fi expuse publicului și agențiilor economice ca să cunoască, la fel și vom aprecia foarte mult dacă ați reveni cu comentarii și feedback la regulament atunci când va fi supus consultărilor publice pentru a fi siguri că nu repetăm, cum a spus și dumneavoastră, greșelile anterioare agriculturii ecologice. Da, mulțumesc frumos, Natalia, mersi frumos și Alexandrine, noi vom fi foarte conscători dacă să fim mai departe, să continuăm această conlucrare cu dumneavoastră, dar să beneficiem și de lecțiile învățate și de propunerile care sunt și poate chiar, de ce nu, să vedem în ce măsură locul și rolul dumneavoastră fi mai departe în procesul de certificare ecologică a produselor și serviciilor. Eu cred că a venit timpul pentru ceva mai dulce și pentru ceva mai, deci, gustos. Eu cu cea mai mare plăcere aș vrea să ofer cuvântul următorului raportor, cred că o să vorbiți de la calculator, cred că o să fie mai comod, dacă puteți microfonul să ne ajutați, cred că de la notebook și să pornim, și eu aș ruga prezidiumul să ia loc în sală, fiindcă noi să avem o prezentare și o să putem să, sau într-o parte, deci ca să fie, ca să nu...
Da, mulțumim frumos și atunci ofer cuvântul doamnei dr. Miron, care deci promovează un domeniu foarte interesant și important pentru noi și pentru dezvoltarea deci rurală în Republica Moldova și pentru dezvoltarea turismului și noi foarte mult mizăm că și acest sector și acest domeniu va fi unul din cele care va putea fi potențial utilizat pentru certificarea ecologică. Vă rog. Bună ziua tuturor! Sunt bucuroasă să fac parte din echipa de astăzi a evenimentului și aici vin cu un mic element care ține de tot de înregistrare, care ține tot de calitate, numai că vorbim aici despre preparate finale, vorbim despre specialități tradiționale garantate care au fost selectate și care au fost inițiate să fie înregistrate ca specialități tradiționale garantate și poate cuiva o să fie interesantă și de folos experiența Asociației Dezvoltarea Turismului Moldova în acest proces. Vreau doar să menționez că această selecție și această lansare unui drum suficient de lung de înregistrare ca specialități tradiționale garantate, au fost inițiată în cadrul unui proiect susținut prin programul operațional comun Bazinul Mării Negre al Uniunii Europene și a fost implementat într-un parteneriat larg din mai multe țări din Uniunea Europeană, precum Grecia, România, Bulgaria, Ucraina și Republica Moldova. În cadrul acestui proiect am fost chiar motivați și provocați să descoperim preparate și să punem accent pe preparate care sunt locale, care sunt diferite decât ceea ce se oferă turistului în farfuria lui într-o pensiune sau într-un restaurant și în cadrul unor chestionări, cercetări și așa mai departe, care au avut loc chiar în teren, am fost surprinși și am descoperit peste 300 de denumiri de preparate tradiționale locale care într-adevăr reprezintă un patrimoniu, element de patrimoniu național și care merită să fie descoperit și pus în valoare prin servire a turiștilor. Sunt doar câteva crâmpeie din tot ce am reușit să selectăm și să descoperim și să selectăm. Practic, unul din scopurile noastre a fost să lăsăm procesul de înregistrare câteva preparate și am selectat să fie specialități tradiționale garantate că anume ele pot fi puse în farfurie turistului, anume ele contribuie la creșterea calității serviciului care se prestează într-un restaurant mic rural sau în centrul Chișinăului. Am mers pe cale să reînregistrăm un ONG local, să-l scalăm la nivel de regional, Nistru de Jos Meleag Natal, care și-a asumat grijă pentru acele 5 preparate, specialități tradiționale garantate, care sunt în proces de înregistrare acum. Și am dispus un mare mulțumesc Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, care ne-a ghidat și ne-a asistat în decursul mai mult de un an în procesul de selectare și de pregătire a caietelor de sarcini, reînregistrării ONG-ului și depunerii acestor seturi spre înregistrare. Pe 31 octombrie 2022 am obținut această omologare din partea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și în câteva zile a fost depus și la AGP, a fost înregistrat spre verificare, spre analiză și la început de anul 23 a fost și plasat pe site-ul AGP pentru ca să fie discutate, analizate de publicul larg. Vreau să menționez că aceste 5 preparate despre care repede o să vorbesc acum sunt, sper, aș vrea să cred că este un pionierat, fiindcă a fost înregistrat un CTG în Republica Moldova, dar a fost înregistrat de minister și aici pentru prima dată vine, zicem așa, un ONG, o organizație de antreprenori, fiindcă unește eforturile mai multor pensiuni din zona Nistrului de Jos, pentru a proteja aceste 5 preparate. Și aici vorbim despre borș cu burecheți, rasol de șuvai,
sunt două preparate lichide. Avem de vorbit despre plachie de pește, care este preparat de bază, care se prepară din pește local din zona Nistrului de Jos. Și avem două preparate din aluat, ghițmanul cu cartofi și jumere. Și avem și, probabil că mulți au auzit despre plăcinta mirese, este un preparat care, din nou, este local, specific și se produce doar în satele în lunca Nistrului de Jos. Practic, în urma acestor activități s-a pus problema și creierii unei rețele în zona bazinului Mării Negre. Noi am numit-o în Moldova Loc Food Moldova, partea rețelei noastre, și am găzduit și un eveniment internațional referitor la crearea acestei rețele. Dar am avut și un eveniment public care a făcut parte din suita de festivaluri gastronomice internaționale din Grecia, România, Bulgaria și Republica Moldova. Și aici vedeți echipa noastră și producătorii din toate cele patru țări menționate. Și practic, dar n-ați putem să-l auzim, avem un spot drăguț care se referă la aceste produse locale. Vreau să vă mulțumesc pentru atenție și vreau să vă sugerez să mergeți în zona Nistrului de Jos, să vizitați pensiunile la Tudora, Casa Veche, Casa Porumbeilor și să gustați aceste preparate, să le descoperiți pentru dumneavoastră și haideți să descoperim gusturile autentice ale Moldovei împreună. Vă mulțumesc din numele Asociației Dezvoltare Turismului Moldova. Mulțumim frumos, noi suntem foarte recunoscători Asociației Dezvoltare Turismului Republica Moldova pentru că au venit cu acest exemplu și cu această experiență în cadrul decisiunii de astăzi, fiindcă noi credem că prin promovarea acestor produse specifice, dar și prin promovarea localurilor, da, în care deci, ele pot fi deci, găsite, vor fi încă o posibilitate ca acele pensiuni deci, sau acele locații turistice, da, să poată să presteze servicii, da, care pot fi certificate ECO și noi credem foarte mult că aceasta este o oportunitate pentru noi. Acum foarte mult devine popular turismul și intern în Republica Moldova, chiar și deci, cetățenii noștri, da, descoperă Moldova pentru ei, pentru deci, Nistru de Jos, Prutul de Jos, acele rezervații naturale care sunt în țară și deja acolo se dezvoltă acele facilități turistice, da, care putem să le numim, deci pensiuni, mici hotele. Noi am vrea să gustăm și din plăcinta miresei sau din alte bucate foarte gustoase și delicioase, care deci, sunt în țara noastră. Sperăm că va fi o sinergie între ambele procese de certificare și certificarea serviciilor și produselor și certificarea produselor deci, agricole ecologice și atunci noi vom putea să, într-adevăr, să atragem mai mulți turiști, mai mulți vizitori, anume acolo unde ei vor servi ceva foarte unical, dar și deci, calitativ. Dacă acesta o să aibă loc, noi într-adevăr credem că nu în zadar depunem acum eforturi, acordăm asistența necesară și guvernului și structurilor implicate ca să poată să promoveze aceste produse de certificare. Noi practic suntem la finele evenimentului de astăzi, noi mai avem câteva minute, dacă cineva poate mai are întrebări sau dorește să se expună, cu cea mai mare plăcere noi am putea să oferim cuvântul, deci noi mai avem această posibilitate. Dacă nu, eu aș încuraja deci, toți participanții să beneficieze de posibilitatea ca să participe mai departe în procesul de consultări sau în procesul de întărire capacităților care va fi pus la dispoziția dumneavoastră în cadrul proiectului Uniunii Europeană pentru Mediu și Ministerul Mediului, deci Asociația Obștească EcoContact, toți partenerii care sunt implicați în procedura de dezvoltare și promovarea procedurii de ecoetichetare în Republica Moldova vor putea să fie împreună, da, ca să dezvolte și să promoveze proceduri date. Eu mă uit la Natalia, dacă ar dori să vină cu un mesaj de concluzie sau cu careva a sesiunii date. Natalia? Nu? Deci dacă nu este cazul,
Noi mergem puțin înainte de agenda, dar noi sperăm foarte mult, fiindcă eu o să încerc să răspund încă o dată, da, la mesajele care sau la întrebările care poate n-au fost puse astăzi. Deci, în cadrul procedurilor pe care noi le inițiem, noi într-adevăr avem multe evenimente, avem ateliere, avem mese rotunde. Haideți să nu așteptăm următoarea masă rotundă sau următorul atelier pentru a da întrebări sau pentru a clarifica situația. Haideți să venim unul la altul, să deschidem ușile, haideți să avem un schimb de experiență permanent, da? Deci, fiindcă noi ne cunoaștem unii pe alții, noi deci știm cine lucrează în domeniu dat, noi știm cu cine noi putem să conlucrăm pentru ca să promovăm anumite procese sau deci anumite mecanisme care ar putea să lucreze. Haideți să, în mod de lucru, să facem acest lucru, dar să nu așteptăm peste un an următoarea masă rotundă, deci fabricată Moldova, ca să spunem că câine n-a fost promovată totuși până la urmă. Deci, haideți să facem ceva ca să deci intrăm în ușile necesare atunci când este cazul. Haideți să promovăm pe toate căile posibile. Da? Și iată, astăzi eu sunt recunoscător în primul rând și vorbitorilor de la sesiunea înaltă. Noi suntem onorați cu prezența unui așa nivel la Masa Rotundă Națională Economie Verde Fabricată Moldova. Deci suntem astăzi la cea de-a șaptea ediție. Este un lucru de asemenea deci, cu care noi ne mândrim, fiindcă noi am promovat această masă rotundă împreună cu Camera de Comerț și Industrie în 2016, prima dată când am venit aici la Moldexpo ca să încercăm atunci când puțină lume vorbea despre economie verde, puțină lume vorbea despre promovarea acestor proceduri în țara noastră, să încercăm să promovăm această noțiune, să promovăm aceste procese. De atunci am avansat foarte mult și pe domeniul de documente de politici, am avansat foarte mult pe domeniul de cadru instituțional. Noi avem în cadrul Ministerului chiar deci, o direcție, o secție specială care este responsabilă de economie verde și circulară. Noi avem, deci promovăm instrumente economice pentru aceasta. Noi avem tot suportul din partea Uniunii Europene, delegației Uniunii Europene și sperăm foarte mult că acest proces va continua. Am menționat și doamna ministru, noi o să încercăm să promovăm spre aprobare nu doar regulamentul legat de ecoetichetare, dar noi să încercăm să promovăm și nouă strategie de mediu 2030, în care este un capitol separat dedicat economiei verzi circulare. Noi să încercăm să promovăm spre aprobare programul de promovare a economiei verzi, care de asemenea va fi însoțit de un plan de acțiuni pe 5 ani, un plan de acțiuni în care va intra și promovarea procedurii de ecoetichetare. Deci noi o să avem acolo activități concrete, noi sperăm să găsim și finanțare necesară pe intern, da, să mobilizăm nu doar în plan bugetar, dar poate vom avea și un suport suplimentar pentru aceste procese. Nu, și aici, deja mai departe, deschiderea agenților economici, deschiderea structurilor existente față de acest proces, fiindcă certificarea ecologică va fi o certificare voluntară, dar nimeni nu obligă, deci, pe nimeni ca să se certifice, dar deci, noi oferim oportunități, da? Noi oferim încă o ușă spre piețele europene, noi oferim încă o ușă spre o piață unică europeană de a produselor și serviciilor, deci certificare ecologică și așa cum s-a spus, da, noi avem pe rafturile noastre produse și deja și unele servicii care sunt certificate eco, deci din zona Uniunii Europene, da, care ajung la noi, haideți să pornim procesul invers, haideți produsele certificate eco, în afară de cele ecologice și organice care deja ajung pe piețele UE, haideți deci prestatori de servicii, da, deci mărfuri din Republica Moldova să devină văzuți și auziți prin prisma certificării ecologice. Eu vă mulțumesc tuturor pentru atenția dumneavoastră, vă mulțumesc frumos că ați fost activi și că ne-ați susținut la această masă rotundă. Suntem la șapte ediții, sper că o să încercăm să promovăm mai departe și pe această dimensiune de informare și conștientizare procesele de promovare economiei verzi, cu implicarea și asociațiilor obștiești, cu implicarea organismelor de certificare, cu implicarea instituțiilor și agențiilor guvernamentale, a sectorului economic. Vă dorim succes tuturor în activitățile dumneavoastră, vă dorim succes în promovarea economiei verzi și, de ce nu, pentru un mediu mai curat și pentru o deci, bunăstare a oamenilor cu care noi lucrăm. Mulțumim frumos, succes dumneavoastră și ne vedem la alte evenimente și activități în cadrul proiectului și în mod de lucru. Mulțumim frumos, la revedere!